Doamne ajută! Sunt Anca Revnic și suntem la podcastul Medicina Sufletului, Calea Credinței. Alături de mine în această seară este Părintele Arhimandrit Andrei Coroian de la Deva, vicar administrativ al Episcopiei Devei. A fost consilier cultural și de catehiză de misiune al Episcopiei Devei, autor a mai multor cărți duhovnicești și unul dintre cei mai îndrăgiți duhovnici români. Părinte Andrei, ne bucurăm că sunteți în seara asta alături de noi și ați acceptat invitația. Astăzi ne-am propus să vorbim puțin despre vindecarea sufletului. Sigur, este o temă complexă, vastă. Avem multă literatură aici și multe exemple și putem să dezvoltăm, dar pentru început, să vedem cum ne putem vindeca sufletul conform tradiției ortodoxe. Păi mai, da, Domnul să ne ajute. Păi mai întâi trebuie să credem. Credem în Dumnezeu. Toată duhovnicia noastră, toată vindecarea care se produce în biserică, biserica nu e doar o asociație de oameni credincioși, ci este trupul lui Hristos, adică este însăși Iisus Hristos, care continuă în istorie duhovnicește prin Sfintele Taine, prin taine, deci trupul lui Hristos, prin Duhul Sfânt. Și, practic, toată lupta aceasta noastră duhovnicească de tămăduire este de integrare în trupul lui Hristos, de integrare în biserică, de integrare în trupul lui Hristos. Și de aceea, practic, primul lucru pentru vindecare trebuie credință. Adică credință, dar nu orice credință. Adică asta e foarte important. Adică ne trebuie dreaptă credință. Pentru a ne vindeca, ne trebuie dreaptă credință. Acum, noi trebuie să, sigur, putem să și conștientizăm lucrul ăsta, să-l constatăm, să-l conștientizăm, că noi suntem căzuți. Noi nu suntem în starea în care am fost atunci când ne-a creat Dumnezeu. Că Dumnezeu l-a creat pe om în rai, ne-a creat, ne-a pus în rai. Omul era tânăr, frumos, sănătos, nemuritor. Nu știa ce-i boala, nu știa ce-i suferința, nu știa ce-i moartea. El avea niște capacități deosebite, duhovnicești, intelectuale. Vedeți că Sfântul Grigore de Nisa ne spune că îl vedea tot pământul, ca pe un glob de sticlă, vedea prin el, știa tot ce e pe pământ. A memorat câteva zeci de mii de specii care erau din toate speciile, le-a pus nume la fiecare. Ei, toată această minunăție care a creat-o Dumnezeu pe omul după tipul asemenea lui, s-a denaturat prin acest dezastru al căderii cosmice, adică căderea omului a fost un dezastru cosmic, nu a fost orice, adică Sfântul Nicolae Velimirovici zice că omul a căzut de la starea de om Dumnezeu la starea de om animal. Ei, asta n-ar fi chiar așa de rău, că animalul își poartă rânduiala firii, își o respectă, mănâncă o dată, mănâncă cât îi trebuie, bea, se odihnește, se reproduce o dată pe an împreună, adică asta e rânduiala firii animalice. În rai nu era concupiscența. Toți Sfinții Părinți spun că altfel ar fi plănuit Dumnezeu mulțimirea omului. Nu era prin poftă, Da. prin așa. Ei, dar din starea aceasta omul a căzut la starea chiar de om demon. Adică care face păcatul în modul habitual, îl face în mod repetat, îl face zilnic, îl face mai multe ori pe zi. Și atunci noi trebuie să vedem că, de fapt, boala sufletului, dacă vorbim de vindecare, de ce ne vindecăm? De boala sufletului. Boala sufletului este păcatul. Este păcatul. Păcatul care sunt cele 8 patimi fundamentale ale omului, cele 8 patimi capitale și care trebuie să le tămăduim, cumva să ne tămăduim de ele.
Și apoi tămăduirea aceasta se face, așa cum v-am spus, în biserică, prin credință, prin dreapta credință și prin ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Dreapta credință, de ce dreapta credință? Pentru că numai în dreapta credință, în Ortodoxie, avem revelația desăvârșită, revelația acum. Dumnezeu este în Sfânta Trăime, Dumnezeu este o comuniune de persoane, nu este un Dumnezeu monoteist, unul singur, care are un anumit egoism al lui și care practic orice egoism Se izolează, și, nu se da, autoizolează. și solitarism duce la o izolare și scade iubirea. Ori noi suntem făcuți pentru iubire și comuniune. Și de aici toate înțelegerile greșite, adică până la un Dumnezeu aspru, răzbunător, cum l-au înțeles cei din Vechiul Testament sau cum îl înțeleg musulmani astăzi. Ceea ce Dumnezeu este un Dumnezeu iubire, adică o comuniune de persoane, trei persoane, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, deci care trăiesc într-o comuniune de iubire desăvârșită. Adică fiecare persoană trăiește în cealaltă prin iubire și prin cealaltă. Tatăl trăiește în Fiul prin iubire, Fiul trăiește în Tatăl, eu și Tatăl una suntem. Duhul Sfânt, de asemenea, adică, cum zice Părintele Stăniloae, zice, omenește vorbit, zice, Tatăl zice, ce frumos este Fiul meu. Și Duhul Sfânt, așa este. Și iubirea treimică este iubirea desăvârșită, iubirea fără margine, care nu mai poate cădea, nu se poate împuțina, ci este iubire. E, pe structura acestei iubiri, structura iubirii Sfintei Treimi, practic se zidește toată existența, adică Ce frumos! toată existența, toată creația vine pe structură. Ei, acum, noi în această iubire trebuie să ne integrăm ca să ne mântuim, să fim fericiți în veci. Omul a fost făcut de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, adică ca să participe la viața Sfintei Treimi, la care participă îngerii care n-au fost căzuți, la nivelul cele nouă trepte, adică nouă cete de îngeri, de la îngeri, de la arhanghel, tronuri, începătorii, domnii, stăpânii, heruvim, serafim, și mai adică, adică în funcție de cât de mult îl iubesc pe Dumnezeu. Și iubirea de Dumnezeu, practic, este cea care ne călăuzește în toată această transformare a noastră. Ei, Putem apoi... spune că iubirea este cea care ne vindecă cu adevărat? Da. Păi, sigur că, de fapt, toată învățătura bisericii, toată învățătura lui Dumnezeu este învățătura iubirii, adică izvorăște din iubire și cultivă iubirea și ne integrează în iubire. Dumnezeu fiind iubire prin firea lui, adică, spune un Sfânt Părinte, da, aduce Sfântul Sofronie la el, se explică, firea lui Dumnezeu este iubire. Dumnezeu este iubire. Nu zice firea lui Dumnezeu este înțelepciune sau putere, deși el are ca atribute înțelepciunea și puterea pe care le-a folosit la creație, dar firea este iubire, adică totul izvorăște din iubire, totul sfârșește în iubire, totul se integrează în iubire. Și aici, practic, trebuie să înțelegem Dumnezeu iubire și atunci tot Dumnezeu iubire, omul care n-a ascultat, deci a căzut în starea aceasta, tot integrarea lui este făcută prin pasul pe care îl face Dumnezeu către omul căzut. Omul a căzut din rai, ne spun Sfinții Părinți că a stat la poarta raiului, nu știu câte zeci de ani, a plâns, după aceea a început să trăiască așa cum cunoaștem noi acum. Dar și aici un lucru interesant. Adam se ruga, știa ce a pierdut. Apoi, după nu știu, zeci de ani, ne spune, a cunoscut pe Eva, a născut pe Cain și pe Abel, a născut-o câte doi gemeni. Iată, munca ancestrală a omului, păstoritul, creșterea animalelor și lucrarea pământului. Sunt lucrurile care îl apropie pe om de Dumnezeu, adică care erau la poarta raiului. De acolo, adică că munca, agricultura,
și creșterea animalelor te face dependent de Dumnezeu, adică trebuie să știi că ești dependent de Dumnezeu, că nu poți face nimic fără Dumnezeu, știți? Aici e toată taina, cumva, conștiința aceasta dependenței de Dumnezeu, care Adam a pierdut-o pentru moment, conștiința că el e dependent de Dumnezeu, dar el putea, dacă nu uita de Dumnezeu, nu îi călca porunca, a uitat pe moment, n-a ascultat, s-a produs ce s-a produs. Și acum, întoarcerea aceasta, tocmai aceasta, e la revenirea aceasta de la conștiința dependenței de Dumnezeu, care e smerenia, prima fericire, umilința, plânsul, după aceea practicarea blândeții în locul asprimii, dorinței de stăpânire care specifică lumii căzute, setea de Dumnezeu care duce la rugăciune neîncetată, la o stare de comuniune permanentă cu Dumnezeu, mila față de întreaga creație, curăția inimii, vederea lui Dumnezeu încă din viața aceasta, pacea dumnezeiască, care cunoaște toată mintea, și apoi suferința pentru Dumnezeu, pentru sfințenie, pentru duhovnicie, pentru a putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Ei, toate acestea, iată, ni le-a dat Hristos, Mântuitor, pentru că omul, nefiind în stare el să ajungă la Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel zice că din moment ce omul, prin puterea minții sale, n-a fost în stare să îl cunoască pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu ca să-L trimită pe Fiul Său în lume, să se întrupeze. Ei, și aici ai toată taina, toată taina mântuirii este așa cum o mărturisim, noi, că Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a crezut în lume, s-a înălțat într-o slavă, s-a proiectat între oameni. Adică toată taina întrupării, de aici a doua dogmă practică a teologiei noastre, adică după credința în Sfânta Treime, Hristologia, adică credem că noi nu avem acces la Sfânta Treime decât prin Hristos. Eu sunt ușa, nimeni ce nu va intra în Calea, Tatăl decât adevărul prin și mine. viața. Da? Eu sunt calea, adevărul și viața, eu sunt învierea și viața. Adică eu sunt lumina lumii, pentru că rațiunea de a fi, sensul oricărei ființe create este Logosul, este Iisus Hristos. Ei, și atunci, sigur, importanța aceasta de a cunoaște că Iisus Hristos este Dumnezeu. Nu poate fi vorba de vindecare la nicio credință de o vindecare adevărată unde Hristos și Duhul Sfânt nu este recunoscut ca Dumnezeu. Dacă Iisus Hristos nu este Dumnezeu, om, Dumnezeu om în același timp, că este născut din Duhul Sfânt și din Fecioară fără păcat, ca să fie om, adică accesibil nouă, dar în același timp este Dumnezeu atotputernic, care tot ce face, face cu voia. De voie se întrupează, de voie Din crește, de iubire voie pentru trăiește pe oameni. pământ, însetează, mănâncă, și de voie se lasă răstignit, dar toate sunt de voie, adică cu atotputerea lui, adică nu-i dintr-o slăbiciune este răstignit, ci din bunăvoia lui, din atotputerea lui. Ori a nu recunoaște pe Iisus Hristos ca Dumnezeu, ceea ce a făcut Arie și de la Arie toți, până în zilele noastre, adică erezia lui Arie apare în fiecare secol sub anumite forme, negarea Dumnezeirii lui Iisus Hristos. Toate atunci, noi nu avem Mântuitor. Dacă Hristos nu-i Dumnezeu adevărat și om adevărat, noi suntem fără Mântuitor. Dacă e numai om, înseamnă că și el are nevoie să fie mântuit, deci e ca om ca noi, chiar dacă e superior, cum înțeleg toți ereticii, că îl numesc un om superior, dar iar dacă e Dumnezeu, este inaccesibil, pentru că Dumnezeu, fără întruparea Logului, este inaccesibil din punct de vedere real, trupesc. Asta s-a arătat trupește, de asta noi avem acces la el, că unirea ipostatică, adică unirea firii dumnezeiești cu firii omenești în pântece, cea mai și Domnului, persoanului Iisus Hristos, este cea mai profundă unire. Îndrăznesc să spun unii sfinți părinți că este mai profundă unirea decât practic între cele trei persoane, peste treimi, în Wow. perihoreză, care trăiesc una în alta. Da, adică e ceva foarte, foarte Adevăr. adânc. Adică, Adevăr. vă dați la ce ne-a făcut părtași Dumnezeu, Wow. știți? Da. Așa, atunci asta e ceva foarte... Și asigur, sigur, toate ce se fac prin Duhul Sfânt.
Duhul Sfânt e a treia persoană a Sfintei Treimi. Dacă nu recunoaștem pe Duhul Sfânt ca Dumnezeu, nu facem distinția aceasta care a făcut-o mai târziu foarte bine Sfântul Grigore Palama, adică Dumnezeu în esența lui rămâne incunoscutibil, necunoscut, nenepătruns, dar se face cunoscut prin har, prin energiile lui necreate. Dar care sunt energii necreate, nu este doar o imitare exterioară a lui Dumnezeu sau a poruncilor și practic noi ne însușim anumite lucruri, că prin aceasta rămânem pe veci în afară lui Dumnezeu. Și atunci lucrul acesta este foarte important, credința, adică vindecarea este, Nu se face prin poate fără credință. credință. Prin credința adevărată, adică practic care noi o mărturisim în crezul de la Nicea, crezul Niceo Constantinopolitană și explicat, adică tâlcuirea crezului, cine e Dumnezeu Tatăl, ce putem ști în dogmat despre Dumnezeu Tatăl, cine e Dumnezeu Fiul care s-a întrupat, s-a manifestat ca Logos neîntrupat, 5508 ani, până de la Adam până la Hristos, se spune că a fost ca Logos neîntrupat în tot Vechiul Testament, pentru că Tatăl comunică întotdeauna prin Fiul. Prin Fiul toate le-a făcut și prin Fiul. Prin Fiul s-a arătat lui Avraam, a dat legea lui Moise, a vorbit cu profeții. Prin Fiul a despărțit Marea Roșie, a hrănit cu mană. De toată e lucrarea Fiului, lucrarea Cuvântului. Și atunci, sigur, și Duhul Sfânt, care este norul de lumină și care dă toate darurile. Și atunci, sigur că trăirea aceasta noastră în biserică, ea te duce, de fapt, prin ascultarea poruncilor de lui Dumnezeu, pentru că începutul acesta este începutul ascultării poruncilor. După aceea, sigur, mărturisirea asta te duce la conștientizarea păcatelor, că nu ne conștientizezi la început. Dar nu știu cine povestea ceva părinți pe la Sfântul Munte. Mulți se duc acolo oameni care nu știu mare lucru la început, dar intrând în acel mediu în care rugăciunea este neîncetată, Și harul impregnat acolo. poruncile să împlinesc cu acribie, cu strictețe, oamenii se transformă. Și asta e omul se transformă. Vindecare, de fapt, e o transformare. Că noi nu, patimile, practic, nu scăpăm de ele. Ele sunt niște puteri naturale ale omului, dar au fost denaturate de Satan. Adică pofta, lăcomia, care e prima, o descriu Sfinții Părinți de la Evagrie încoace, practic sunt Ioan Casian, după aceea dezvolt preocenica lui. Și noi să și cântăm la fericit, la glasul întâi, prin mâncare a scos din rai vrăjmașul pe Adam, iar prin trânsul a dus Hristos întrânsul pe tălharul. Adică lăcomia aceasta care a fost denaturată, adică pofta care e făcută pentru Dumnezeu a fost folosită fără Dumnezeu, a fost denaturată. Asta face Satana, de fapt, și păcatul, cum zice, păcatul înseamnă amartia, a da pe lângă țintă. Da, Da. Da, arătați-vă. adică, da, lucrul ăsta foarte interesant, că Adam, adică care putea să mănânce din toți pomii, dar toți pomii gusta harul lui Dumnezeu, pentru că el gusta harul lui Dumnezeu, ăsta e scopul, adică prin toată creația să ne împărtășim de Dumnezeu. Dar mâncând prin neascultare, nu s-a mai împărtășit de harul lui Dumnezeu, ci a mers pe lângă țintă și a dat în gol, în vidul lui Satan. Și de aici toată căderea și toată durerea aceasta. Știi? Da. 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 Părintele Ghelasie Gheorghe de la Frăsinei ne spune că de limbajul nostru și de felul cum vorbim ține sănătatea organelor noastre și a funcțiilor organice. Cât de important este cuvântul în vindecarea noastră sufletească și trupească? Păi da, păi totul e cuvântul până la urmă. Știți că, practic, credința vine prin cuvânt, prin auz. Sigur, la început, la nivel de informație, apoi
se transformă în înțelegere, că dacă încerci să pui în practică poruncile, ascultând, și apoi se transformă în trăire, în putere. Trăirea devine deja o putere. Despre treapta a treia se spune că dacă ți avea cât un grăunte de muștar, adică trăire, veți putea muta munții din loc. Da. Deci, nu asta, Sfântul Grigore Sinaitul explică foarte frumos în Filocalia 7, în modul acesta, credința, capătul credinței de la început, informația și capătul celălalt al credinței, care este trăirea. Așa, și sigur, toate acestea se fac prin cuvânt. Noi știm că mai nou, în secolul 20, deci un mare om de știință, profesor și psihiatru, la Viena, Victor Frankl, antemeia logoterapia. Da. Da, care, logoterapia, care părintele Galeriu, știți, îl cita destul de des prin conferință, atunci nu știam prea bine cine e, în timp m-am citit și eu m-am informat, Da, deci care, de omul. fapt, avea o gândire foarte aproape de gândirea bisericii. Pentru că logosul, cum l-a numit Democrit, poate cel mai bine, mai bine și decât Platon, decât Aristotel, este și acea putere universală care însufletește toate, dar și acea idee universală desăvârșită care practic dă toate ideile bune în univers. Foarte important lucrul ăsta, adică vezi, cuvânt, rațiune, idee. Și totul pornește prin cuvânt. De asta vindecarea noastră, vedeți, noi numim, de ziceam eu duminică, trebuie să înceapă cu vindecarea minții. Adică, prin credință, prima treaptă este, sigur, ascultarea poruncilor. Noi niciunul, deci conștientizăm lucrul acesta, că nu împlinim, de ce nu suntem fericiți? Nu iubim pe Dumnezeu din tot sufletul, din tot cugetul, cu toată inima, cu toată puterea, care sunt primele patru porunci, nu iubim. Și nu iubim pe aproape ca pe noi înșine. Sunt următoarele șase porunci. Ei, astea, dacă le dezvoltăm, aceste patru lucruri sunt vreo 400 de amănunte, care sunt cuvinte. Toate sunt prin cuvinte. Cum să-L iubesc pe Dumnezeu din tot sufletul, din tot cugetul, toată inima, toată puterea? Bă, trebuie să citesc zeci de detalii. La început a fost iubirea lui Părintele Stăniloae, imnele Sfântul Simeon, o teolog, toate cuvintele despre iubire. Superb. Numai așa pot ca să intru să înțeleg nuanțele acestea ale iubirii lui Dumnezeu. Iubirea este un buchet de flori, de fapt, are 14 culori, 14 calități, spune, cum zice, iubirea nu se laudă, nu se trufește, nu se caută cu necuvință, are 14 petale. O floare cu 14 petale sau un buchet de 14 flori. Și atunci, fiind așa, avem nevoie de cuvânt. Este treapta aceasta a doua în care trebuie practic să ne cultivăm mintea cu înțelesul duhovnicești. Ca să învățăm a gândi duhovnicești. Asta e cuvântul. De fapt, și asta nu poți decât prin cuvântul Sfintei Scripturi, prin Filocalia care detaliază. Filocalia nu este doar cele 12 volume. Se pune la Sfinții Capadocieni sau Sfinții din Putea Egipt, Antonie. Și este până în zilele noastre, vedeți. Citești sau asculți cărțile Sfântului Paisia Ghioritu, o minunăție, ce gândire filocalică pe limbajul nostru actual, care a trăit până acum, 94. Da, Da, o vivo plăcere. și pătrunzător, O așa și plăcere să-l cu ascult, absolut. impact. Asta de o plăcere. Sau sfinții ăștia au mai ascult eu, că acum a dat Dumnezeu că sunt pe YouTube și audio ale Sfântului Teofan Zăvorâtu și ale Sfântului Ignatie Brancianino. Ăștia sunt extraordinari, niște sfinți părinți actuali, sau chiar și Ioan de Cronștan. Atâta de frumos, Doamne, cu ce detalii, așa de o plăcere. Și care trebuie să asculți ca să vindeci mintea, pentru că, iată, de ce punea părintele de la Stratea Mută așa pe cuvânt și toți Sfinții Părinți, ce pun? Da. Pentru că cuvântul este lumina lumii. Cuvântul este lumină. No, și
Care sunt cele trei patimi uriașe prin care pierde tot neamul omenesc? Neștiința, uitarea și trândăvirea. Neștiința, adică 99% din păcate se fac din neștiință, necunoaștere. Ori întunecarea minții înseamnă, zice în altul Euroteus Lacos, și nu Sfință, că întunecarea minții înseamnă necunoașterea senselor duhovnicești. Omul trăiește doar ca animalul, pentru rațiunile omenești, biologice, din care coboară și în celelalte joșnice. Dacă cineva ia hrana sau casa sau masa sau nevasta, face rău, îl bate sau îl ucide, adică trece la alte lucruri mai de jos. Vedeți? Ori toate acestea sunt datorită neștiinței, lipsei de cuvânt, lipsei de cultivare a cuvântului. Da. Ați pomenit despre Victor Frankl și logoterapia și chiar l-am citit și eu și l-am studiat și chiar recomand în terapie, pentru că sunt psiholog, cărțile lui ca un pas și ca o treaptă așa înspre partea duhovnicească, mai ales la persoanele care să zicem că sunt mai departe de credință. Și Da. am E avut foarte important un impact foarte că puternic. el spune, adică vindecarea începe prin găsirea unui sens al vieții, să ai sens. Exact. Adică Ceva să te logoterapia. motiveze să-ți dea sens, să mergi Ei, mai acum departe pentru când ți-e noi, greu. am scris un articol, cred că anul trecut sau în Lumina, pentru noi. Sensul acesta al vieții este Hristos, este persoana lui Iisus Hristos, cuvintele lui Iisus Hristos. La început, sigur că este bun, da, un sens care, sigur, Iisus Hristos să înțelege, are multe ipostaze, cum, adică și înțeles moral, să ai un sens, înțelegerea morală, înțelesul spiritual, un sens filozofic, de fapt, zice că aici, așa s-a început practic cu logoterapia, introducând, practic, filozofia în psihologie, pornind la filozofia greacă, cu înțelesurile astea lui Platon, Aristotel, și care a ajuns foarte aproape de credință, foarte, foarte aproape de credință. Da. Eu chiar citeam, nu știu dacă ați văzut cartea asta, dar foarte folositoare, a Anatolii Vlachos, Psihologie existențialistă și psihoterapie ortodoxă, care deci face tocmai asta, o paralelă între ceea ce face, ce a făcut Victor Frankl și psihoterapia ortodoxă, care e bazată pe Sfinții Părinți. Adică, Da. pentru că sunt foarte bune, are mai 100 de pagini dedicate logoterapiei. Sunt foarte bune, numai că trebuie legată. Știți, am ajuns eu acum câțiva ani când am citit asta, la niște concluzii că, de fapt, toată știința aceasta dezvoltată în Occident, ea e foarte bună dacă o legăm de tradiție, adică dacă o legăm de ceea ce spune duhovnicia despre suflet, pentru că nu e nimic nou, adică lucrurile adevărate s-au spus atunci. Mai facem un pas înspre partea duhovnicească. Da, și pentru că în trecut, fără să aibă limbajul ăsta modern, care s-a frământat în secolul 20, oamenii știau, de fapt, niște lucruri mult mai adânci și mult mai profunde, mult mai folositoare. De-aia nici nu erau atâtea boli și atâtea probleme, că Așa. oamenii știau niște lucruri simple, dar foarte, foarte folositoare. Adică nu... Omul Părinte, care muncește și se roagă, nu se bolnăvește sufletește, în primul rând. Da. exact. Muncește și roagă-te, nu? Da, Îndemnul. asta e tot, vă dați seama, că e de 2000 de ani lucrul ăsta, știți? Părinte Andrei, cât de importantă este colaborarea și legătura dintre un părinte duhovnic și un psiholog sau un psihoterapeut? Da, păi, acum, ele ar trebui să fie împreună, știți, pentru detalii, știți? Eu am citit, cred că, știți, mai anul trecut, sau nu știu, acum vreo 2 ani, cred că, i-am luat un interviu părintelui Teofil Tia, decanul de la Cluj, de la teologie, care a scris o carte extraordinar de frumoasă, prin 2007 a apărut la Alba Iulia, Psihologia Pastorală, volumul 1, repere psihologice ale consilierii pastorale, împreună cu o doamnă psiholog, dr. Maria Pașca, și care practic face toată istoria psihanalizei și psihologiei, foarte, foarte folositoare,
Și citind-o, sigur, acolo eu, ca să-i pun 20 de întrebări de la toată etapa asta științifică, filozofică, preștiințifică, care a avut-o psihologia. Și arată că, de fapt, perioada interbelică, până la venirea comunismului, care încerca să impună materialismul dialectic, practic era o legătură foarte strânsă între psihologie și teologie. Da. Deci, nu, adică ca teolog este foarte bine să cunoști aceste lucruri personale, adică cunoști niște stări care sunt, le cunoști denumirea, le cunoști manifestările, adică ce se poate face din punct de vedere natural. Și Și apoi, poți să sigur, faci o teologia diferență, nu? Între teologică, ce e da. partea E duhovnicească și psihologică. evoluția asta, e o evoluție bună a noastră, o evoluție, pentru că sigur că mântuirea, până la urmă, și îndumnezeirea și sfințirea, nu este lucruri simple. Până la urmă, crezi, te rogi, postești, priveghezi, prin priveghere se cură, se vindecă mintea, ochii minții, prin citire se vindecă auzul, asta, prin rugăciune se vindecă simțul tactil. Deci sunt astea care sunt experimentate de Sfinții Părinți, deci de sute mii de ani. Dar acum, sigur, în lumea aceasta în care a explodat cunoștința, noi ajungem să știm și foarte multe detalii. Și atunci, sigur, că e foarte bună ergoterapia, ghid terapeutic, ghid practic, gândul muzice, meloterapia. Da, multe, avea Deci aici ne că chiar putem am... folosi de mai multe în scopul Da, am vindecării. și discutat cu părintele pe tema asta. Foarte, foarte frumos. Ele sunt foarte folositoare și toate acestea că detaliază, adică ne ajută să avem și o înțelegere, știți? Bineînțeles, ele, sigur, știind foarte bine învățătura biblică și patristică, adică fără, deci, poruncii lui Iisus Hristos, adică noi nu știm fericirile, de fapt, că fericirile sunt acel nou decalog care ne-a dat Hristos și în care, practic, ne readuce înapoi pe scara asta de revenire la Dumnezeu, care primul pas, treapta, smerenia, care înseamnă conștiința dependenței de Dumnezeu, adică că ești creat din nimic, n-ai nimic la Dumnezeu, și conștiința străinării, că nu ești în fața Lui, nu ești în lumina Lui, nu ești în fericirea Lui. Și asta, treapta a doua, plânsul, pe de o parte, de dor, de înstrăinare și de bucurie că a venit Dumnezeu aici, în adâncul văii, plângerea, a venit El la tine, Hristos. Și de aici, treptele celelalte în sus. Toate astea, adică filocalia și în sensul pozitiv, cumva, să cunoști virtuțile, cum lucrează fiecare și toate astea. Dacă le știi, sigur, partea aceasta filocalică, biblică, filocalică, atunci sigur că e foarte bună și latura E aceasta. cumva de dorit colaborarea asta între, să Păi zicem, sigur că părinții, da, duhovnici și eu, de exemplu, cred psihologi. că îți spuneam la altă seară, când povesteam, că am citit acum recent, mai am câteva zeci de pagini dintr-o carte a domnului profesor Jean-Claude Archet, poate cel mai important teolog contemporan. Și care descrie pelerinajele sale la Sfântul Munte în perioada anilor 70-2015, deci pe o întindere de 45 de ani. El a întâlnit pe Sfântul Paisia Ghioritu, pe Sfântul Cuviosul Haralambie de la Dionisiu, Efrem Filotit, ucenicii Sfântului Ioț Visihastru, pe Efrem Catenachiot. Ei, aproape toate aceste experiențele duhovnicești la maxim, deci cu tot acești mari discuții câte 3 ore teologice cu Emiliano Simonopetritu, toți acești mari părinți. Și el atunci își elabora teza de doctorat, care, după părerea mea, e totuși încă cea mai importantă carte pe această temă, terapeutica bolilor spirituale. Da, e o carte care, nu, mi se pare, a scris și în altul Vlacos, deci vreo trei o să vi le prezint, și sigur și al lui Părintele Ghelase, dar asta e o carte care, deci, îți dă
Sigur, are cât. Cred că este și terapeutica bolilor mentale, din câte știu. Da. Are 700 de pagini, dar care cuprinde cam tot ce ar trebui știut și despre boli, depresia antropologică, sănătatea primordială și originea bolilor, și care descrie patologia memoriei, patologia imaginației, patologia libertății, patologia simptomelor, devierea dorinței și pierderea plăcerii, așa? După aceea, manifestarea aceasta a bolilor, care nu daților 12 patimi, patimi boli, filautia, gastrimagia, nesunarea, gherfilia, tristețea, chelia, mânia, frica, chenodoxia, mândria. Și apoi, introducerea în Sfintele Taine, prin botez, mirungere, mărturisire, pocăință, euharistie, mazlu, rolul rugăciunii, efecte mântuitoare, rugăciune sihastă, practicarea virtuților. Și așa toată această descrie amănuntă, așa, adică practic o trecere din lumea psihologică și fiziologică, să zic, în care se fac păcatele, în lumea asta spirituală, dar foarte, foarte bine legată, așa, și la care, nu știu să Mulțumim zic. de recomandare. Da, sigur, sunt și astea alte, psihoterapie ortodoxă a înaltului lacul, Excelentă, da. da? Calea tămăduirii omului în Biserica Ortodoxă, tot a dânsului, deosebită și asta, și ar zice, cred că mai bună sau tot cam așa, știința medicinei duhovnicești, practica psihoterapiei ortodoxe. Asta care, da, mai bogată decât aia prima Cred că e psihoterapie. continuare de la Da, psihoterapie cred că ortodoxă. da. Foarte, 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 foarte bună. Boli, patim, tămăduirea omului. Da. Practic, de la știința medicinei duhovnicești, practic, începe de prin secolul V, cum au evoluat. Da, foarte folositor. Folositoare și pentru suflet și Da. pentru minte. Da, el este. Pentru că, așa cum am spus, adică e foarte important cât se poate, adică să cunoaștem și din punct de vedere omenesc boala. De fapt, cum face și Părintele Arsenie, vedeți, Părintele Arsenie, cunoștințele dânsul medicale, care alea împărăției, aproape că îți face legătura științifică între păcat și trup și suflet și boală. Și foarte important lucrul ăsta, adică științific, cum evoluează păcatul, cum prin minte, prin memorie, prin imaginație, că de fapt asta e marea problemă, știți, pentru că imaginația, știți, cine nu știe, o consideră o virtute, o consideră ceva. Ori imaginația nu este un dat nativ. N-a fost, omul n-a fost creat cu imaginație, e o denaturare a stării originale. Părinții Cleopa insista că Hristos n-a avut imaginație, Adam n-a avut imaginație până la cădere. Om, că vezi, prin imaginație, imaginația se face podul dracilor, știți? Adică, adică în imaginație îți dă un concept, o idee pe care după aceea imaginația o dezvoltă, o cultivă despre Cred că tot. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că îndumnezeirea nu e altceva decât sfârșitul tuturor închipuirilor. Da. Adică, da, omul trăiește, că de fapt, practic, se unește sufletul cu trupul, gândul cu simțirea, toate acționează în mod normal, în mod. Adică patimile vindecate, fiecare își face lucrarea ei pentru care a făcut-o Dumnezeu. Nu mai fac lucrări denaturate. Nici mânia, nici mândria, nici virea, că toate ele, de fapt, au fost puse de Dumnezeu pe un anumit fel să lucreze. Și da, asta e. Așa, cum este privită prevenția sau grija pentru a nu ne îmbolnăvi în tradiția ortodoxă? Știu, de Păi, este. exemplu, că Sfântul Paisie Chiorâtul se ruga ca să primească boala cancerului. Deci ajunsese la un asemenea har și la asemenea dorință, cât își dorea să pătimească cu. E bine să Acum știți prevenim că boala sau e bine să ne lăsăm în voia Domnului? nu se pune problema așa. Bolea, acum aici, că vorbim de boli sufletești, cel mai bine să le prevenim, adică mai ales de copii. Să avem grijă de ei să nu se îmbolnăvească. Vedeți, copiii se îmbolnăvesc prin televizor, prin internet, să privesc lucruri Exact. necuvintoase, să vă dați Care seama, ajung încât mințile dependenți în lor boli la vârste curate, mici.
ajung la dependență de internet, de filme Da. ochiate, de pornografie. Vedeți, asta e lucrul care este cel mai bine prevenit, adică întotdeauna, adică asta e lucrul cel mai bun. Și Sfântul Paisie, adică dacă îi citim cărțile, el pune mare accent când intra în discuții cu profesor, așa pentru copii, cum să-i păzească de păcate. El ajungând, fiindcă se despătimise trăind în pustie și a fost de copil curat, ajunsese la o stare încât și-ar fi dorit suferință ca să sufere pentru binele altora, dar care asigură e o treaptă înaltă, nu, e mai presus de vindecare, adică cumva, adică doctorul care își face lui injecții să se vindece pacienții, știți, deci, da, sau Da. să operează el să le fie lor bine, știți, deci, asta e o treaptă superioară. Da, da care e, no. Așa. Ați amintit de credință. Cum ne putem crește acel bob al credinței nemuștar? Acum zice credința, deci zice Sfântul Apostol Petru, epistola, da, capitolul 1, epistola 2. Deci adăugați la credința voastră fapta bună. Credința fără fapte este moarte. Ei, fapta bună, până la urmă, este simplă. Rugăciunea, postul, milostenia. Adică sunt lucruri care le poate face și un analfabet. Deci credința fără fapte este moartă. Ea crește prin fapte bune. Dacă te rogi mai mult, postești mai mult, faci milostenie mai mult, la început să reușești să faci acel 1%, 2%, 10%, cât fac. Dar până la urmă, vedeți, zice, în perioada de aur a bisericii creștini în Alexandria, dădeau 30% la biserici, 30% la săraci și 30% țineau pentru ei ca să poată avea casă de oaspeți. Deci, vedeți, tot în sens bun, adică trăiau pentru alții. Deci o punem în loc Și divin. atunci, asigur că harul, credința, vedeți cum e definită. Un adânc de umilință, un adânc de smerenie o definește Marco Ascetul. Adică, vedeți, credința, până la urmă, e adânc de smerenie, de iubire, de umilință. Deci, așa. E, și acolo Sfântul Petru zice mai departe, la fapta bună adăugați cunoștința, iată, necesitatea cunoașterii Sfintei Scripturi, cunoașterii catehismului ortodox, cunoașterea morale, adică învățăturilor, filocaliilor, cât putem să... Eu am citit undeva, Ne ajutăm de ele. Da. cred că prin un manual de istorie bisericească, universală, manual de seminarii mai vechi din vremea regimului comunist, care se practica, care scria că se practica undeva în primele veacuri, încă secole creștine, practic până la secularizarea Europei, Mediu, acele școli catehetice, care erau mănăstiri mai mult în ultimul timp, după ce s-au desfințat cel din Alexandria, din Cezarea, s-au refugiat prin mănăstiri, iar un creștin trebuia să știe pe de rost 292 de paragrafe ca să fie Wow. creștin în 3 ani. Adică mai face o școală profesională de creștin. Știi, să învăța meseria de creștin, teoretic și practic. Ca să știi ce să pui în practic. Și atunci, vedeți, Sfântul Apostol Petru spune lucrul ăsta, adică la un catehizat. Zice, la adaugă la cunoștință, la fața bună, cunoștință, la cunoștință, înfrânarea. Adică dacă știi, te înfrânezi. Cel care cunoaște nu mai trăiește cum bate vânt, orice informație e de bună, nu, ci știe, el știe Are o că conștiință trează. da, are conștiință trează și are cunoștință. Știe că dacă e vineri, zi de post, nu se mănâncă, chiar dacă toată firma le dă de dulce că face patronul chef, că în ziua când s-a răstignit domnul nu mai are niciun interes, așa mai departe. Și atunci, deci știe că sâmbătă seara de la ora 6 lasă totul să duce la o vecernie ca să pregătească prin întâlnirile liturghiei duminică, să poată împărtăși cu Hristos. Știe care sunt cele 8 trepte de împărtășanie în biserică, până la trupul sângele Domnului. Împărtășanie Duhul Bisericii, prin icoană, prin cuvântul psalm, prin cuvântul sinaxarului, prin cuvânt liturghia cu treptele ei, starea îngerească a heruvimilor, serafimilor. Omul cunoaște. Și atunci, prin cunoștință, omul trăiește, adică știe de ce să ferească și ce să folosească, știe să ia de bun, ce să folosește sufletul. Și apoi zice, la înfrânare răbdarea.
Că toate acestea pornesc de la smerenie. Adică, vedeți, dacă ai smerenie, smerenia naște credința, adică prin adânc de smerenie, poți credința faptă bună, ajungi la cunoștință și atunci ajungi și la răbdare, că în lumea aceasta, sigur, trebuie să fii stăruitor, nu doar astăzi să practici credința, postul ăsta îl ții, anul viitor nu mai ții postul. Sau anul, lasă să-ți rogi, mâine nu te mai rogi. Adică trebuie să ai o Să fii constanță, să ai o persevent. persistență. Să fie, nu. Și atunci, avându-ne, deci, așa, spune să ajungi, iată, treapta a șasea, zice, Evlavia. Păi, omul duhovnicesc, cu ce se hrănește? Vedeți, toată lumea, adică unii chiar cred că a început de mers la biserică, mers la distracție. Păi, vedeți că de viața duhovnicească nu îți dă așa ceva, pentru că n-ai cum să păstrezi harul împărtășindu-te și din dulceața lumii, care e dulceața potrăvită a păcatului până la urmă, decât sigur, Duhul cu o anumită cumpătare, dar și din dulcețile lui Dumnezeu. Dacă să te îndulcești duhovnicește, nu poți să te îndulcești și din dulcețile lumii. Să ai dulceața rugăciunii, dulceața harului, n-ai cum. Și atunci, noi ne studiat Evlavia. Da? Evlavia, mă îndulcesc de o slujbă frumoasă, de o priveghere frumoasă, de o icoană frumoasă, de o cântare frumoasă, de un cor frumos, de o nevinovăția unui copil, de înțelepciunea unui bătrân, adică ne s-au dat lucrurile evlaviei de care ne înducim. Și apoi, sigur, după aceea, zice ultimele, că el, de fapt, merge la un cap în sus, dar și în jos, iar ales valabile. Și apoi iubirea frățească, conștiința că noi suntem frați, că suntem dintr-un sânge tot, că de fapt avem același tată pe Dumnezeu, că noi trebuie să cultivăm iubirea Sfintei Treimi, despre care vorbeam. Iată să o cultivăm, să dea 8 miliarde. Toți ne împărtășim de aceeași lumină, nu? Și aici și în China, toți respirăm același oxigen, și aici și în Africa, și în Asia. Adică noi toți suntem fii ai lui Dumnezeu și trebuie să cultivăm conștiința aceasta a frățietății noastre și chiar să avem acces la iubirea lui Dumnezeu care iubește nu doar umanitatea, ci umanitatea în mod special, dar și fiecare fir de iarbă, fiecare Tot ce a creat Dumnezeu, floare, practic. fiecare fluture, fiecare gâză, fiecare animal, pește, adică tot ce a creat Dumnezeu, adică cuprinde. Și aici trebuie să ajungem, știți, deci no, să ne cultivăm, să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze prin noi. Și Doamne, ajută. dacă Părinte, ne poate ajuta iertarea pe calea vindecării? E important să iertăm? păi da, acum, iertarea este pistonul motorului iubirii. Nu funcționează. Motorul iubirii nu funcționează fără iertare. Tocmai asta, adică iubirea este bazată pe iertare și pe milă, înțelegere, sigur, dar iertarea, practic, e sufletul iubirii. Și de câte ori să iert într-o zi? De 78, 499 de ori. Sigur, asta înseamnă infinitul iertării. Iertăm pentru că iertând harul lui Dumnezeu fiind infinit, el după aceea lucrează pozitiv cumva asupra tuturor. Știi? Va lucra și asupra celorlalți, că dacă nu răspund răului cu rău, asta e lucru important, cel mai important. Să nu răspunzi răului cu rău, să răspunzi cu bine și atunci rău se estompează cumva, că îl copleșește binele. Da. Cum Este zice unii evanghelici. iertarea, da, este iertarea ceva ce putem face noi sau este iertarea un dar al lui Dumnezeu pe care ne-l dă și astfel putem și noi să ne Este iertăm și sau să pasul iertăm pe nostru, ceilalți? da, este și pasul nostru, acel pas, dar iertarea, până la urmă, ca stare de har, e darul lui Dumnezeu. Dar este pasul nostru, adică acel pas care eu Să vrem să îmi doresc să iert și iert din inimă și așa, atunci, zice acolo în pelinul rus, duhovnicul în pelinul rus, despre duhovnicul, cele șase condițiile practicării rugăciunii lui Isus. Și descrie șase stări. Zice, stare, să răspunzi răului cu rău. Sau o treaptă inferioară, să răspunzi răului cu indiferență, adică să nu, care e tot o jumătate de rău, deci nu e o stare bună. Să răspunzi răului cu mai rău, poți să-i răspunzi unul care îți face rău, să-i faci mai rău ca să-l pui la punct chipurile. Ei, și zice că
sunt treptele astea, al doilea să răspuns răului cu bine și a treaptă cea mai de sus, a șasea, să spară rău de rău făcut cel care l-a făcut ca cum ar fi fost răul tău, să-l plângi pe el. Și dă-ne, Doamne, duce pururile această stare, că atunci putem practica rugăciunea neîncetată, care e o stare de har, până la urmă, rugăciunea. Dacă eu zic, Doamne, să miluiește-mă, înseamnă că prin mine trebuie să fii miluit toți eu miliardii cât sunt acum pe pământ, cu care aș putea intra în contact, sau alții, până alte din cer sau din iad, cu care aș intra în contact. Adică eu puteam să am starea asta de iertare față de orice ființă Deci creată. beneficiază întregul Adam de miluirea pe care o primim și de rugăciunea. Da, și zice Sfântul Grigore, teologul, undeva acolo, zice că a îngrămădit cărbuni, zice, la capul dușmanului tău. Zice, dacă dușmanul tău însetează, dă-i să bea, dacă este foame, dă-i să mănânce. Deci a îngrămădit cărbuni, zice, nu înseamnă îngrămădit cărbunii dreptății sau mâniei lui Dumnezeu, Doamne ferește, ci zice, a îngrămădit cărbunii iubirii, care îi va transforma și lui mintea, capul, adică în înțelegere, în iubire, în lumină. Deci, adică, îngrămădind cărbunii iubirii, va fi copleșit până la urmă de iubire. Deci, și se va schimba și el asta. E ca și, cum spune undeva, nu știu acolo, că un om atei, un timpul cel al doilea război mondial, a fost, trebuia să meargă undeva într-o luptă foarte grea care era, în care să le spună morții. Și atunci, fiindcă el avea, nu știu, trei sau patru copii, un tânăr, soldat, a preferat el să meargă. Și a spus, eu n-am copii, n-am familie, mai bine mă duc eu și mor acolo. El și-a murit. Și după ce a murit, acest ateu, noaptea între 1 și 2, era tot timpul găsit la mormântul acestui care murise din dragoste pentru el, care își duse viața pentru el. Și la un moment dat l-am întrebat, zice, cum, tu ce cauți la mormânt? E rău dacă tu ești ateu. E, și așa, la un moment dat zice, dacă omul ăsta a putut să-și dea viața pentru mine, înseamnă că nu mai este ateu. Adică înseamnă adică Locul este cerit, jertfa ateu. și dragostea. Adică numai Dumnezeu l-a putut face ca el să-și dea viața și eu să mă întorc înapoi să îmi cresc copiii. Și să trăiesc. Da. Da. Aici, fiindcă am vorbit de iertare, pe mine ce m-a ajutat e seminarul iertării de la Maica Siloana, care îl găsiți pe site-ul Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, pe centru de formare și consiliere, și de care se ocupa acum Maica Sofronia, ucenica Maicii Simona. Și știu că e foarte căutat și folosit, mai ales de către tineri, și sunt sute, poate mii de oameni care îl fac anual și maicile se și roagă și ajută acolo procesul de transformare, de iertare, de vindecare. Și are Da, și terapia iertării pe care o putem folosi e și ne foarte, putem foarte, ajuta. că e foarte important iertarea și lucrul ăsta, adică chiar de a răspunde răului cu bine, adică noi când am mers la mănăstirea cu 30 de ani, se apăduse în românește cartea Sfântului Siloan, știți, întâi adus deznădejde, adus smereniei, sau să-i pânteică, și la început, după aceea am mai adus-o pânte Rafael, și care foarte mult am fost, am citit-o de vreo 20 de ori consecutiv, și care, acolo, că în esență, trăirea monahală, sigur, înseamnă iubirea de vrăjmaș, să iubești vrăjmașii și să ai smerenia lui Hristos, adică smerenia lui Hristos, cel nevinovat, fără păcat, care merge până la cruce, să smerește ca ultimul om, ca ultimul tâlhar, și merge și la cruce și la moarte și merge chiar și în iad. Smerenia. Și smerenia, sigur, smerenia lui Hristos și iubirea față de vrăjmași, ea cuprinde toate, practic, în iubirea vrăjmașului cuprinsă iertarea lor, bineînțeles. Nu poți să iubești dacă nu ierți, adică practic faci, adică tu iubești mereu, adică nu se spune. O liturghie permanentă a iubirii și a iertării. Da. Părinte, care sunt cele mai importante medicamente pentru suflet? Avem medicamente pentru corp. Avem și medicamente pentru suflet? Acum știți cum e. Deci, medicamentele sunt în biserică, dacă credem, noi avem tainele.
botez, acum nu crezi, deci prin botez, practic, te integrezi în biserică, adică te-ai lepădat de omul cel vechi, te-ai îmbrăcat în Hristos, omul cel nou, început. Ce vrea să... Ei, acum presupunem că suntem botezați, adică vorbim pentru cei botezați. Sigur, pentru cei botezați trebuie să fie creștini practicanți. Adică, dacă ești creștin, dacă se duce, merge la Sfânta Liturghie, Duminică Sărbător, măcar, dacă ar putea, dacă nu, să se spovedește măcar o dată la 3 săptămâni, la 4 săptămâni, dacă nu în fiecare săptămână, spovedanie împărtășanie. Dar să ai un program de rugăciune. Acum nu te rogi 8 ore cât scrie în carte, măcar o oră, două pe zi, că altfel n-ai cum să... Apoi, mai ales practicarea rugăciunii lui Isus, dar sigur, rugăciunea, adică practicată cu simțire, cu prezență, nu așa, că ni se pare că zice de 2 ori și ni se pare că am zis de 20.000. De fapt, nu am zis decât de 2 ori. E foarte important să zici cu conștiință, să se transforme, să ții cont de cele 6 lucruri care dacă, să le ai, dacă nu, nu poți practica, că în realitate nu o practică, te înșel doar că o practici. Și practicarea rugăciunii lui Isus, deci la sunt citirea Cărților Sfinte, milostenia, adică toate lucrurile acestea, practicarea, angajarea aceasta în credință, în trăire, practică toate acestea sunt medicamente, de fapt. Că, de fapt, munca te vindecă de lene, rugăciunea te vindecă de orice probleme mentale, ale senzuale, de toate, privegherea, curăță mintea, cititul, curăță auzul, gândurile. În primul rând că te curăți, ca și un coș care duce apă, dar după aceea te mai și umpli, reții ceva cuvinte de acolo din Sfânta Scriptură, din Noul Testament, din cărțile sfinte pe care le citești, știți? Adică totuși ceva, știi? Sfântul Maslu, care Da, sigur, da, n-am ajuns de încă până folosit la... la... Sigur, îi spovedanie, împărtășanie, sta liturghie și după aceea, sigur, desigur, Sfântul Maslu, care măcar, dacă am putea, măcar în posturi. Eu le recomand, dacă spui la mine, dacă nu merg în fiecare vinere la Maslu, deși aveam pe la Cluj acum 20 de ani, acolo venea la Sorești, Doamne, care venea de 2 ani, nu li stai în niciun Maslu în fiecare vineri. Așa. Dar dacă nu, măcar așa câte un ciclu de 7 masluri, postul Crăciunului, postul Paștilor, așa, 7, 9, câte un ciclu așa pe an. Pentru că acolo e foarte important că cele 7 rugăciuni, cele 7 pericope evanghelice, cele 7 texte în apostol, care e, într-adevăr, un complex foarte folositor, foarte bun și foarte folositor. Acum, și din experiență, amintesc că în perioada anilor 2000, cât am fost pe acolo, 2009, așa, am slujit Sfântul Maslu, slujeam la Florești și la Biserica Sfântul Apostol Toma din Cluj, am slujit săptămânal Maslu vreo 7-8 ani. Foarte benefic așa Maslu, știi, pe lângă Sfânta Liturghie. Sigur, Sfânta Liturghie e cea mai importantă, dar pe lângă Sfântul Maslu e foarte benefic, din toate punctele de vedere. Că el are un duh vindecător, așa, și sufletește și trupește. Și sigur, acolo că mai no, te împărtășești de cântare și de cuvânt, de învățătură, dar rugăciunile acelea deosebite care sunt de la Sfântul Maru, care practic sunt cuprind toată istoria mântuirii și toată istoria vindecării. Vindecarea de la Sacra lui Petru până la... Da. Vii un om și pleci alt om. Da, și până Curățit, înnoit, cu Duh Sfânt. la pica femeii cananence. Da, deci să într-adevăr o... Părinte, ne pot ajuta sfinții în procesul ăsta de vindecare? Păi da, sigur că da. Pentru că ce se întâmplă? În procesul de vindecare sunt 3 categorii de oameni. Sunt cei care sunt bolnavi și care se apropie doar acolo în carantină să-și conștientizeze boala prin credință, prin luminare, prin citire, abia își conștientizează. Sunt cei care sunt procesul vindecării, cum suntem cei mai mulți, și sunt cei vindecați, care sunt foarte puțini acum la depătimire, un sfânt poate pe o zonă, care sunt sfinții. Ori el, din moment ce e vindecat, el are dar de a putea vindeca și pe alții, de a ajuta prin învățătura lui, prin rugăciunea lui, prin exemplul lui. Adică, vezi cum zice de Sfântul Gheron Iosif Isihastul din Sfântul Munteatul, fost că zice, nu era boală să nu o vindece sufletul ăsta să trupească, îndrăciți, orice
pur și timp de bol, dacă îl asculta, pentru că el experimentase, adică el se despătimise deja la 30-40 de ani, ajunsese de biruise chiar patima trupească, nu mai făcea, eliminase concupiscența, nu mai făcea distinția asta a trupului între trupuri. Îl biruise pe demonul curviei, în față către față. Și atunci el avea o putere, postea câte 50 de zile, nu mânca nimic, vă dați seama, el avea o putere în post, în rugăciune, că orice putea să facă, trebuia doar să intre, s-a ascuns de el. Exact. Pentru că prin ascultare putea orice întâmpla. Da. Părinte Andrei, vă mulțumim mult pentru acest Da. interviu de la Medicina Sufletului, Calea Credinței și vă mai Da, așteptăm păi cu să mult ajute drag. Domnul, da, acum să da. Da, să ajute Domnul să Binecuvântat și vă rugăm înțeleagă oamenii cât de mai cât, cât de cât, da, da, mult. Domnul Doamne, să ajute. ajută, mulțumim.